S-a încheiat prima lună destinată înscrierilor la creșă. Direcția de protecție și asistență socială Slatina a fost luată cu asalt de sute de părinți cu dorința clară de a-și vedea copiii la creșă în anul școlar viitor. La nivelul municipiului Slatina funcționează 4 creșe. Potrivit estimărilor inițiale, pentru anul școlar viitor ar fi disponibile puțin peste 50 de locuri. Numărul acestora va crește însă și asta datorită micuților care vor merge la cămin. Asta însă rămâne la latitudine a părinților. Numărul cererilor depășește cu mult numărul locurilor vacante. În medie, pentru fiecare loc liber se duelează câte 3 micuți. În unele creșe însă situația este de-a dreptul dramatică. Mai aproape de domiciliul solicitanților și cu locuri extrem de puține, în unele locații sunt 7-8 copii pe loc. Închidem cu 141 de solicitări față de 51 de locuri pe care le estimăm la această dată că vor fi vacantate. Urmează încă o lună de primire solicitări. Asta înseamnă că sigur vor fi mai multe. Nu cred că vor depăși 170, pentru că pe aici a fost maxim în anii anteriori, dar orice este posibil. După ce se încheie perioada de primire solicitări, vom începe perioada de analiză, afișare și tot calendarul de activități care este adus la cunoștința solicitanților pe cererea tip de înscriere. Situația s-ar putea schimba însă în viitorul nu foarte îndepărtat. Municipalitatea are în plan construcția unei noi creșe pe terenul fostei unități militare. A devenit aproape o certitudine că acolo va funcționa o nouă locație destinată părinților ce din diferite motive nu pot să aibă grijă de cei mici. În aceeași locație va fi dată în folosință și o grădiniță. Odată cu inaugurarea noii creșe, situația copiilor rămași pe din afară s-ar rezolva. Știm că autoritatea locală este preocupată de acest lucru, știm că primarul municipiului Slatina a adus la cunoștință publică proiectul de înființare creșe și grădiniță pe terenul fostei unități militare. Deci eu cred că e o certitudine, cel puțin preocuparea noastră, să facem acest lucru. Dacă se realizează sau nu, vom vedea în viitor. Dacă trebuie să depindă numai de noi, sigur vom avea în cel mai scurt timp și creșe și grădinița. Fiecare dosar depus primește un punctaj în funcție de domiciliul părinților, locul de muncă, statutul civil sau social. Cererea va fi analizată ca la final să fie afișată lista nominală cu punctajul stabilit. Dacă numărul solicitărilor îl va depăși pe cel al locurilor disponibile, atunci un loc la creșă va fi ocupat de cel ce a întrunit cel mai mare punctaj. La creșă pot merge copiii care împlinesc vârsta de 10 luni. Perioada destinată depunerii cererii de înscriere se finalizează pe 30 iunie. După această dată, până pe 15 iulie, se analizează dosarele și se stabilește punctajul în vederea întocmirii listei cu copiii ce ar putea fi admiși în limita locurilor disponibile. 2 zile mai târziu, pe 17 iulie, va fi afișată lista nominală cu punctajul obținut pentru fiecare copil. 10 zile au la dispoziție părinții nemulțumiți pentru depunerea contestațiilor. Acestea se soluționează până pe 3 august, ca în ziua imediat următoare să fie afișată lista finală cu cei admiși. Părinții au obligația ca până în septembrie să meargă la creșă unde au primit loc și să facă efectiv înscrierea. În caz contrar, riscă să piardă locul.